La competiție și-au anunțat participarea notătorilor de la cele mai importante cluburi din Transilvania, cluburi cu care Sătmăreni au o colaborare foarte bună. Putem spune astăzi că Satu Mare este pe harta notului din țara noastră. Și în sfârșit, dacă ne comparăm cu orașele și regiunea în care trăim, Oradea, Baia Mare, Arad și așa mai departe, granița de vest a țării, putem spune că și Satu Mare, începând de acest an, este pe harta acestui sport și sunt convins că în Orizont 2020 o să avem campion din Satu Mare. La conferința de presă au participat Tiberiu Marcos, Claudiu Ștefănescu, director sportiv la CSM Satu Mare, Mircea Pop, patronul bazei, precum și Shirley Tunde de la Asociația Pro Not Satu Mare. Reușim să facem din nou această competiție, Cupa Moș Crăciun, cu participare excepțională din partea copiilor. Vor veni copii din multe zone din țara noastră. N-aș vrea să le amintesc, mi-aș dori mai mult să veniți personal, să-i vedeți pe copii înotând. În al doilea rând, anul trecut am avut o experiență foarte bună în ceea ce însemna prima ediție a acestui concurs de care vorbim, Moș Crăciunul, și am mai reușit încă două concursuri să facem în cursul acestui an. Sperăm să reușim și anul viitor să atragem de la 60 copii anul trecut, acum 115, cum zicea colegul Tibi, și să avem și peste 200 de copii, cum este obiceiul în alte părți. Cursul este rezervat copiilor născuți între 1997 și 2007 la toate probele, 50 de metri liber, 50 de metri spate, 50 de metri braț și 25 de metri fluture. Prima reuniune a concursului va începe sâmbătă la ora 10, iar a doua duminică tot la ora 10.